bună ziua! Avea loc la Asociația Mâinii Dulce din Tulcea, cartierul Lovizare, un eveniment special. Noi numim Ziua Porților Deschise, o zi în care așteptăm ca cei din comunitate să afle mai multe lucruri despre ceea ce facem aici. Evenimentul în același timp este ocazionat și de desfășurarea unui proiect în cooperare cu Fondul Elvețian, un proiect pe nume Sunt și eu aici, care propune ca nouă metodă de intervenție socială pentru copii, Teatrul de Păpuși, Teatrul de Păpuși Social. Așa că, în cadrul acestui eveniment, astăzi prezentăm puțin din istoricul proiectului desfășurat. Copiii de la centrul nostru vor avea o scenetă în care ei vor fi actorii și vor prezenta un fragment din ceea ce am lucrat cu ei până acum. Invitații care vor veni vor avea ocazia să pună întrebări, să afle mai mult despre această metodă nouă de intervenție socială. La finalul acestui eveniment și în viitor, metoda noastră va fi prezentată și în alte județe din zonă, din regiune. Și sperăm ca și alte ONG-uri, dar nu numai, să adopte Teatrul de Păpuși Social pentru copiii cu care lucrează, pentru beneficiarii pe care îi au. Credem că va fi un eveniment special, ne bucurăm de prezența presei și mulțumim celor interesați de ce se întâmplă aici și dorim și celor care vor să afle mai multe informații despre noi să ne caute pe www.mâini-întinse.ro și de asemenea să ne viziteze. Mulțumim! Numele meu este Popa Adrian, sunt președintele Asociației Mâini Întinse. Mulțumim frumos, o zi bună! Cine nu vrea să meargă? Thank you.
Mai întâi vă niștiți amândouă. Ce? Ce s-a întâmplat? A plecat ordul. La olimpiadă, da, au venit, au învățat să mânească și mai mult i-au ajutat și pe copii. Asta a fost interesul nostru. Așa că o să pot să vă ofer o broșură fiecăruia, totodată pe site-ul nostru, la rubrica proiecte, noi am conceput un manual de proceduri. Manualul acesta conține tot. E foarte scump să-l primim, așa că puteți să-l luați de acolo ca și resursă. Și noi sperăm, da, exact cum a zis Adi, luna următoare urmează să prezentăm proiectul în zona de sud-est, în toate cele 6 județe și de ce nu, deja avem un spectacol programat la Mahovia, unul la Lucavița, unul sperăm la centrul Jambard. Și apoi începe și în țară. E o metodă nouă pe care noi vrem să o prezentăm pentru toți cei care lucrează cu copii sau cu adulți sau cu tine, ca activitate de socializare și ca, nu știu, implicare și terapie. Exact, și terapie foarte bine spus. Și în același timp să aveți și să avem garanția că materialele produse în cadrul acestui proiect sunt originale 100%. Deci nu există intervenții sau copieri de pe internet, linie sonoră, pur și simplu toate vocile, toate sunetele, inclusiv tot ce ați auzit, sunt sunete înregistrate aici în centru, nu sunt luate. Dacă s-a scăpat un tort pe jos, să știți că ceva în spatele acelui sunet a fost destul de aproape de realitate. Să știți că păpușele noastre au... Deja de două ori.